După o oră, copilul a fost găsit căzut într-o râpă la 3 km departare de casă. Unul dintre polițiști l-a observat pe micuț care stătea ghemuit și înfrigurat, iar omul legii l-a liniștit și l-a luat în uniformă pentru a-l încălzi. Între timp fusese chemată și o ambulanță, însă medicii au decis că nu este nevoie ca micuțul să fie dus la spital, copilul nefiind în hipotermie.